Alertă noaptea trecută la Constanța după ce un apartament din oraș a fost cuprins de flăcări. Pompierii de la ISO au fost chemați de urgență la un bloc de pe strada Babanovac. Cei care au dat alarma le-au spus salvatorilor că pericolul este iminent și că în locuința din care ieșea fum se află o femeie. Vecinii din bloc cred că aceasta ar fi dat singură foc la mai multe hârtii în mijlocul sufrageriei. Aceștia susțin că nu ar fi prima oară când este fum din apartament. Femeia a fost preluată de un echipaj de la ambulanță și transportată la spital. Au fost alocate ca și forțe de intervenție două ale De stingere cu apă și spumă, autoplatforma și o ambulanță serviciului județean de ambulanță Constanța. În interiorul apartamentului au ars mai multe hârtii, iar o persoană a fost preluată de echipajul serviciului județean de ambulanță Constanța, conștientă, fără marcă traumatică sau arsuri, și transportată la unitatea de primir urgență a Spitalului județean de urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța. În apartament ar fi existat și mai multe pisici, conform vecinilor femeii.